Sunt mărturii teribile ale unor prieteni din grupul respectiv care au văzut că tânărul drogat nici măcar nu s-a dat jos din mașină să vadă ce s-a întâmplat. Și mai mult decât atât, poliția nu a anunțat familia victimelor, cel puțin părinții fetei nu au fost anunțați, au aflat de la un verișor. Și vedem chiar acum mărturia unui unchi o declarație cu puternic impact emoțional, se adună mărturile despre cele întâmplate și se conturează detaliile acestei tragedii. Băiatul a fost arestat, va rămâne după gratii cel puțin 30 de zile. Sebi, cum îi spunem noi, a fost nepotul meu. Tatălui și cu mine suntem veri. Suntem devastați, familia, vă dați seama, de-aia vă dau eu aceste cuvinte, pentru că familia pur și simplu nu poate să, să vorbească niciunul dintre părinți, sunt, sunt terminați. Uh, ei sunt oameni simpli. Vărul meu este cofetar, mama este asistentă medicală, au crescut doi copii de toată munca lor și toată viața lor, acolo s-a dus. Strângeau bani să ia băiatului casă. Era student la facultatea de geografie, era un tânăr care nu bea, nu fuma, era un copil inteligent și bun și zâmbitor, totdeauna a fost. Ne-au spus uh, oamenii apropiați că tatălui ar fi avut o presimțire și ar fi insistat să nu meargă totuși la mare. Probabil de aceea nu a dat și mașina. E adevărat? E adevărat. E adevărat, dar copilul a insistat foarte tare pentru că era ziua uh, unora din grup și a dorit foarte mult să meargă. Vreau să vă spun că nepotul meu a venit la mare cu trenul pentru că tatălui nu l-a lăsat să ia mașina. Era lumina familiei. El el aducea zâmbetul pe buzele tuturor. Și acum am rămas fără el.